Salutare! Nu știu dacă e legală sau ilegală, dar vă voi învăța cum să schimbați icoana. Icoanele de la aplicații. Deci, gen, ăsta e Roblox, da? Online players și cu mine ca avatar. Acum intrați pe Icon Changer. Zicem că ăsta nu este YouTube, e galeria unde îmi țin pozele, da? I-am făcut screenshot rapid. Dar voi puteți să selectați orice poză vreți la aplicația care o doriți să îi fie schimbată icoana. Aici este, eu o să aleg YouTube așa frumos și gen trebuie să dați la foto. Deci nu la aceste logo-uri, direct la foto. Că nu o să se întâmple nimic dacă le apăsați. Duceți-vă la foto, așa. Și selectăm imaginea pe care vrem să o adăugăm YouTube-ului. Dacă tot suntem aici, de ce să nu-i schimbăm și numele? Așa îi schimbăm numele frumos. Nu m-am hotărât o leacă, dar asta e. Hai să numim creator, video creator. Și acum urmează magia. Îi dăm OK, da? Îi dăm doar adăugare și am terminat. Acum le pierd de rezistanță. Că eu am aflat deja în privat. Video editor. Video creator, pardon. Și pac, se deschide YouTube-ul.